Un singur dor mai am și eu, acela de a sluji mereu lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Doamne, ajută mătușa Victorie! Haide, mine, în sfârșit v-am găsit. Da, v-am zis că de la biserică veniți direct în coace. Îmi pare bine. Ăla din păcoclauri. Da. Ce faceți, mătușa Victorie? Bine. Bine? Bine, vă așteptăm. Mă așteptați de ceva vreme. Deci la numărul 1, după nou număr, așa, hai să văd că stați. 1. E unul aici sub. Casa care o grijez eu, a lui Ramona, a lui bunăța lui Ramona. Serios? Asta e casa noastră, aia e casa noastră. Asta lui un ficior, aia lui ce ficior? A noastră. Da, 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 vai, da, ce căsuță îngrijită e aici, a mătușa Victorie. Eu am grijez, mai umblu cu botă că am fost operată. Aha, deci umblați cu botă. Mai umblu că decât să mă leagăn. Aha. Mai bine să... Da, 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 dar de câtă vreme e căsuța asta? Da, bă, e mult. Îi de mult? E mult. Uh-huh. Soțul meu știe când e. Da, da, da. După deci, că mergem acolo. Îi de multă, multă vreme. Să poftiți aici. Ioi, da, câte lucruri să aici, mătușa Victorie. Da, cât am mai avea bugăte, opa. Vai, ioi. Apoi... La șelada de zestre aici, grozavă. Nu. Da, deci asta e să înțeleg ca, și să înțeleagă de fapt și oamenii, e casa în care casa o locuit Aurel și Șoban. Da, interpret de muzică populară de aici. Muzică populară. Mhm, da, da. Aici o copilărit. Deci aici o copilărit. Aici umbla la școală. Mhm. Da. Am înțeles. Vai de ce. Câtă ladă de zestre. Așa făceam mai de mult, puneai acolo unii și când meream la hotar, duceam covata. Aha, cu covata. Și grijeam copiii acolo în covata. Și aici, uh-huh. aici cu... Vezi, așa, mai de mult să-ți se pânză și după aia o legai, după aia coseai și tăiai cu... Pe hârtie. Pe hârtie, da. Încă uite, ieșită ca să poți scoate lână, așa, da, să faci modelul. Să fie modelul. Uh-huh. Da, no. da. Aici s-a cusut, prima dată s-a cusut pe sac. După aia s-a cusut pe itamină, asta și-o fă prima dată. Asta am făcut când m-am măritat eu. Eu le-am coborât aici în jos. Uh-huh. Deci no. Multe din ele, să înțeleg că sunt lucrurile dumneavoastră. Da, multe din ele sunt noastre. Uh-huh. Ia lor nu, aici numai dincolo, cum Aurel, când a fost starost, eu câștigat când îi dădea chingheaua. Da, da, da. Patru chingheaua. Am înțeles. Nu, alea țăsute, alea scusute, cum se cosea acolo pe din aia, ni acolo cizme. Oi, oi, da. Cum de asta am fost mireasă, și soțul și eu. Aici și cizmele cutureac, da, așa-i? Da, cizme cutureac tare. Oi, da. Și avea chinga aia deasupra și era cu grumăjori, alea cizme de alea cu grumăjori. Uh-huh. Da. Erau bune la tropotit, așa-i? Cum să nu? Îi suna de mama focului. Cum să cosea, cum să tăsea mai de mult. Uh-huh. Le pegeau, le făcea țipcă, se făcea din trei lați, că le tăsea în război. După foarte mult lucru și cât să cipcă asta. O soră de-a mea s-a mutat din Gherla și zice, nu mai întrebe, mi-o le-o da mie. Mm-hmm. Și eu le păstrez frumos, că mi-o fă drag. Le-ați adunat pe tatia. Tradița asta mi-o fă da drag întotdeauna. Mm-hmm. Iată că nu știam că aici la Orma nu e așa un adevărat muzeu. Nu, păi aici, asta se zice casă țărănească. Casă țărănească. Că acolo la școală, acolo e făcut muzeu, cum e aici la noi. Da. Cum o să ține de aici, mm-hmm. Da, dar eu cred că mai de valoare casa asta țărănească. Păi, da, podul și relatează este așa cum era orecând casa când țărănească. Mai de mult când m-am măritat, vedeți, aia stea le pedeau. 54 de ani m-a făcut amul în februarie. Serios? Uitați, de când m-am măritat eu. Uitați. Vai, multe sunt. Uitați. Și uh-huh. până de ghisul și acasă mai am o bugăție și aici. Uitați, lucrate. Mai astea le-am țăsut după ce am venit aici. Uh-huh. Astea a fost de la sură de-a mea și astea cum m-a făcut ițucă. Cu ițucă? Cum? Cu ițucă. Adică? Făcea ițucă în război, alegeai acolo înainte pe corgenci și după aia legai acolo înapoi la ițucă și dădeai înapoi. Și când vine forma, până la jumătate mereai așa legând și înapoi vineai să gazi latul
cu ițucăle înapoi și da, se făcea latul. Extraordinar. Așa se făcea. Și aici când m-am măritat, eu era făcut așa. Și când mi-era tata colindat și cu mama, aici era pus cânduri și aici era cotronul. Și perinile deasupra. Deasupra, da, deasupra, da, da. Și noi ne ascundem acolo, că eram mulți, că am avut 14 frați. 14 frați? 14 frați. Ai tine. 4 au murit și 10 trăim și o bună, bună, mama, tata, tot 14 am rămas. Nemai pomenit. Nu. Și după aia, aici, astea cu tăietură. Asta a fost o sora mea mai mare, cea mai faină cosut, sora mea e mai mare, cu tăietură. Da, da, da. Cu mama că își lăsea lucru și ei îl fura și merea și de seară vine cu latul făcut. I-am fost mulți. Da, da, și era multă, multă muncă la păi casă. Cum să nu știe multă muncă? Foarte multă muncă era. Că trebuia să-i rug că avem câine pe fai cât avem. Că acolo sus unde am stat noi, acolo am avut o casă cu 3 camere și târnați, așa roata. Și acolo era, aveam și 3 meliță în ogradă. Că eram 5 fete și 5 ficiori. Mama, tata, buna, bunul, tăți. Trebuia să lucre și apoi făceam clacă dimineața după canapei, găseai câte o grămadă, că seara după ce se făgăta clacă era petrecere. Corect, corect. Ne? Da, cu muzicanți. Cu muzicanți, că era aici la noi muzicanți. Erau. Da, de aici, din sat, erau muzicanți? Era unul care cântă aici, Chechea. Erau români? Corcitura. Sau da, da, țigan, da, cum se zice, da, 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 că... Așa corect, e lăsat corect. De Dumnezeu, tot. Da, da, că așa ziceau bătrânii, că și mai buni muzicanți erau țiganii. Un fel de oameni aici în cale făceau juguri, mobilă, car, plug, tăt, vârteaniță, urzoi, război, ghețăsut, tăt. Da, da, da. No. M-am plimbat așa un picus în sat, da. Am văzut că e multă vâlvă, am un prag de primăvară, toată lumea, curăță, lucră. Curățește. Da, 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 da. Și-s oameni gospodari, curățenie nemaipomenită pe aici, pe în sat, am observat. Trebuie să așa trebuie. Da, și da, da. Și copiii ăștia tot vin, tot fac curățenie, tăche, cele, lampă. Da. Așa puneam lampa pe masă și așa făceam cipcă, după la ce lampă. M-am măritat, dacă am fost mulți. Du-te la lucru, la hotar, nu te ține nimeni, numai tot să lucri, să avem sora aia mai mare. Am două surori la Hăjdate, Crișca și cu Viuța, și ele coseau fain și două surori mi-au murit. Na, ce să facem asta? Și să vedea la lampă să lucrați? Cum să nu? Serios? Dar eram tineri atunci. Tătă noapte făceam cipcă la lepedeaua, la tăticele, la față de masă, la astea cu sute pe sac. Da, cu da, sute da. În chelin, pe când o crescut fata noastră mare, în chelin, în peine gras, o lucra mult și să făcea sfetere. Modele și cu da, da. Și să înțeleg că oricine vine aici la urmă, dumneavoastră îi ghidați așa până muzeul ăsta. Eu cu tă dragul. Cine vrea să fie gazda. Cine vrea să filmeze să vie aici cu tă dragul. Da, da. Eu cu tătă. Da. Mătușa Victorie, câți ani aveți? Eu? Da. Tânără. Știu, 60 trecută? Da, 74 de ani. 74. Am făcut amul februarie. Da, 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 mulți înainte și cu sănătate să ședeam. Mulțumesc. Și lumea în sat, cum vă știe? De-a cui sunteți dumneavoastră? E Victoria lui Hodi. Victoria lui Hodi, după da, bărbat? După tata meu. După tata dumneavoastră. După tata meu. Tata da. Meu a fost 8 frați. Oi, oi. 8 frați și tata a venit de jineri acolo, mama, că nu vor numai 3 frați, unul i-a murit și au fost 2 surori, una s-a mărit la Gherla și dumneavoastră a rămas aici, acolo, în grădina aia mare și tata măr de jineri. Da, da, da. A fost de-a lui Rusu Ioan și Lodovica din Ji. Da, da, da. A fost, și apoi a fost Gavrișcă Runtu, a fost Petrica, a fost Rus Ioan Hodi, asta cum i-a zis, a fost Unteșul Gheorghe, nu, patru ficiori, mătușa Tenie, Liuca, mătușa Zuzuca asta de aici și mătușa Ravecă. Da, da. 4, da. 8 frați au fost. 8 frați, da, de tăți. Și pe când făceam mamica lipchiu sau ceva, ziceam, o fac și eu ca soacră mea, că doar nu puteai face lipchiu cu un micuț, corect. Să nu te saturi. Făceai acolo, că era o grămadă de copii în casă, 15 oameni da, au fost da, aici da. Și 16 copii care au avut. Oi, oi, oi. Ne. Acolo, Lorințenii după deal. Da, iată că a fost o vreme când se făceau copiii da, mulți. Făceam acasă, aveam de lucru și atunci nu aveai pensie, nu aveai nimica. Trăiam numai din... Cum era tatica la lup, era un harnic. Da, da. Ne-o șpirlăit, așa e. Tata dumneitale? Da, zice, pun la poartă vii cântând, ia acolo te bar râzând. Cam 5 fete, 5 ficiori, eu nu tot în sor și mărit. Tot așa ne povestea.
Dar fost foarte harnic. Mm-hmm. Așa ne-a învățat. Da, și toate lucrurile astea, ca să lucrați la ele, la războiul de țăsut, la cusut și așa mai departe, le-ați învățat de la mama, nu? Păi le-am învățat de la mama, dar eu nu multe am cusut acasă. Dar dacă n-am avut 17 ani când m-am măritat, am fost la hotar. 17 ani când v-ați măritat? N-am avut. Plină, mama da. Era grosă, un copil în leagăn, un copil în brață. Nu, n-am avut. Mm-hmm. Și aici, după ce am venit, la soacră mi-am țăsut... Am avut niște socri de o mine, Roman Ioan și Roman Ana. O familie foarte bună. Da, da, da. No. Și aici și ați învățat ca să lucrați aici mai aici am multe. Învățat. Mai bine că acolo de lucru, du-te la hotar, du-te de cipcă și de-astea am făcut și acasă. Și am mai cusut așa în cruci și de-astea ne-a. Da, nu a fost cam repede să vă măritați până în 17 ani. Păi dacă a fost unul după altul, ce să faci? Eu dacă aveam posibilitate, atunci mă putem duce la școală, mai departe, că am făcut o clasă. Și putea merge. Și când am fost la Cluj, zicea domnul ăla care cântă din frunză. Da, nu cu Pandrea, da, 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 domnul nu cu Dan. Zice, auzi, domnule, de ce n-ai mers acolo, că puteai să și o soprană? Da, eu, dacă n-ai bani și nu te-ai putut duce, da, da, da. Dacă avea ficiorul țâi de casă, era primul ficior în sat. Da. Dar iată, pentru asta, tot sunteți în strană la biserică, da. Așa-i? Da, acolo... De când am fost micuță, m-am dus și la mănăstire la Nicula. Și pe tăl locul, eu eram la Nicuță, când n-aveam 10 ani, și meream și mă puneau cantori între ei. Uh-huh. Și eu vineau și fetele astea la cheștete și după ce am mai crescut mai mare. Păi ele tot povesteau acolo, mă uitam cum îi mere limba în gură, n-am învățat școală să... Dar să din nou, cântați, da. Nu, din nou, la acolo tot într-un am fost. Din 95 și domnul părinte aici, Retegan, un preot foarte bun, și eu din 96. Care meream la mormântări, la tăchegele. Da, 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 înțeles. Înseamnă că o să vă provocăm și noi astăzi să ne cântați, măcar o prișeaznă, da, că iată, să nu. Dacă s-o lăsa postul. La, am la mormântare mai bine copilul meu, că așa el a făcut IAC. Uh-huh. A făcut școală de ghegi. Am înțeles. Și după aia s-a dus la școală, s-a dus la lucru, la armată. Mm-hmm. Și apoi nu a putut să vină așa. Corect, și cânta la Dej, acolo, la armată, până s-a mutat în altă parte. Da, da, da. Dar oamenii da. Aici în sat să duc la Sfânta Biserică? Să duc, dar nu prea sunt oameni, mă. Nu prea sunt, așa, e un sat îmbătrânit. Mai măr și la catolici, mai măr și la bocăiți. Și la alte culte, da, da, da. Nu, fiecare unde le ajută Dumnezeu. Mm-hmm. Am până la urmă, da. Vedeți dumneavoastră, tot așelași Dumnezeu e pentru tăți, nu? Ca unde a spus la doamna aia cu 14 copii, v-a urmărit. Da, 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 corect. Am o vezi, dumneata, nu e nici Dumnezeul lor, no, nici a noastră, că e a tuturor și atât ai tot. Până la urmă, oare intrăm o țărăș în casa dincolo, păi, să vedem, să aici. Vedem și avem și pe acolo. Veream la sora mea, că... ei grijeam copilul și duceam covata pe hotar și tot așa ne făceam cu el, la sora mea mai mare. Cu covata pe hotar? Da. Hai de mie. Și grijeam acolo. Uh-huh. Aici vă poftim cu drag. Asta mașina de Azinger. Asta e mașina din Azinger? Da. Oi, oi, din aia veche. Asta când era fata la școală, făceau spetere. Serios? Da. Da, da, da. Măricica, Roman Măricica. Am măritată la Gherla. Uh-huh. No. E bine că, iată, le-a spus pe tate la loc de cinste, mătușa Victorie. Mi-am place foarte mult. Eu cred nu că vi-s tare dragi. Aici aș șoareț, am și încolo în cohe. Am pe tăt locul, că nu am unele pune. Da, da, da. Oi, oi, oi. Multe, aici. Multe sunt și aici. Acolo oalile de sarmale, cu erau mai de mult. Fegeleșul, călcătorile, ticlăzeaule, corect. De jar de ticlăzeam și acolo e fotografie de-a lor, de-a lui Aurel. Cum de da, da, da. E fotografie de-a lor. Da, și uite aici a avut niște icone tare da. Frumoasă. Asta cred că cu micuța domnului, tare veche asta, așa-i? De 100 și ceva de ani. Și asta și cu maica domnului am căpătat-o. Îți tare frumoasă. Da, da, îți nemaipomenite. No. Și tablourile alea le-au făcut căpătată sora lui, a lui care a murit amu, a lui Aurel Ciciovan. Da, da, da. Că e pe la mătușe, să nu știu timp. Și apoi prosopa la roșu, ala cu roșu, iar ala cu roșu închis. Și asta le-au căpătat Aurel când era staroste. Când era staroste, da, 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 pe la nunț. Ciciovan Aurel. E, da, 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 da. Era răsplata, nu? După da. Ce găta de starostit. Așa se dăghe pe alte părți. Nu, la luăm pe de-asta, punea și cosem. Deci la luăm pe din asta? Uitați cum o cusut. Da. Femeia asta care a stat aici. Tăpăie tăietura.
Da, asta, pe tăietură, da? Pe pânză. Asta femeia măsa lui Aurel o cuțut. Păi frumos. Dacă îmi dă fost acasă. Cu asta așa le-o ținut cu sfințenie. Păi de lână superbă. Ala iară făcut. Ala iară e făcut. Și aici, uitați, cămeșile de lână. De... Asta a fost o cămeșă de-a lui o soră de-a mea. Aici e familia lor, uitați. Da, da, da. Deci aici e toată familia. Da. Între eu. Am înțeles. Deci ai toată familia lor. Da, și astea sunt cămășile care erau aici în sat, așa-i? Da. Care se purtau. Cămășii de-a lui sora de-a mea, asta. Și asta văd că tot așa cu tăietură. E cu tăietură și umplută cu mătață. Cu și mătață. Uitați ce lucru. Uitați ce lucru. Hai, nimai pomenită. Asta iară, aici ce crețele au. Asta e cea mai veche. Am făcut o prostie că am băgat în mașină. Uite, mă trebuie să o bagă la... Ați băgat-o la mașină, îi spărat. Trebuie să o reparez. Da, da, da. Asta da. Ce? E 100 și ceva de ani. E asta. Extraordinar. Tare frumoasă. Aici îți năfrăm cuțuche. Aici îți catri... E față cum pui după cap. Învălitarea. Cămeș. Cămeș. Cămeș cu tăietură. Și astea... Este așa, complet, cu pânzături, da. Cu zadii, cum se spune, cătrință. Păi mă le pui acolo, ca să știe așa la ordine. Da, 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 uite exact. Uite ce lucru. Uh-huh. Mai de mult trebuie să faci cămeașe la bărbat când, când era mama și socră mea înainte. Făceai cămeașe la bărbat și cămeașe femeii să aibă când când îți miri. Da, da, da. Trebuia să-i coși. Tare frumoasă. Da. Tare, tare aici frumoasă. Aici am multe. Dar nu știu ce... Ce pomii erau atunci, erau așa scurte cămeșile. Erau, da, 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 am observat, că să știți și eu asta. Că portă până aici și aici puneau zeadea încrețită și chestia. Tare, tare scurtuță erau, da. Ce... Poate nu erau așa aici dezvoltate. Pole, aici acolo... pole cu tăietură. Uitați. Vai, frumos să sunt. Pole cu tăietură. Da, da, da. Da, le mai îmbracă cineva costumile astea sau nu le mai la îmbrăcați? La ce bune, dacă nu... Eu aici, asta mi-a alărgit. Asta care o am pe mine. Da, da, da. Eu mi-a alărgit-o, că doar m-am dus către tren. Da, foarte frumoasă. Da, cred că și întreținerea lor e destul de complicată, așa? Cum vă descurcați cu ele? Eu le îngrijesc, că numai n-am vacă, n-am amu, oi, n-am amu. E, deci animale nu aveți. Și porc și aici nu mă petrec. Aici vă petreceți ziua. A, nu, viu aici, ele tot le scot afară, le și... Fata aia care a murit, fata sa. Atâta le scotea afară și le... Cred că care cu lâna e mai greu, așa e? Cu lâna e mai pretențioasă. Le-am mutat acolo, în... aici iară, cămeașe. Da, și asta văd că e veche. Cu tăietură veche. Și ce folosiți la întreținere sau cum? Cum le folosiți? Nu că mă aduce, nu știu ce fel e... Mai aduce un fel de, nu știu ce... E stropești din taia anii. Și așa, genuță. Da, da. Mai de mult bătrânii foloseau frunze de nuc. Eram pe clasa 8-a. Uitați. De când am fost pe clasa 8-a. Serios? Da. Dar aveam catrință, încă alea mi-s acolo acasă. Da, da, da. Care am fost eu la școală. Ei, ați fost subțărică, ați fost subțărică. Nu vine. Păi în toate programurile, știu odată că a venit Ion Sotelecanu aici, așa pe măsuit oamenii și pe mine pe cenă. Și apoi în brață m-o lua de acolo. Eu... E când eram micuță, am făcut pe toate scenile. Da, da, da. Dar ați fost cu cântatul sau? Cântam aici la școală. Aici la școală? Da, și apoi și cu la Gherla, cu cântatul ăsta care mărg aici de la noi, de la grupul ăsta. Da, da, că aici este un grup folcloric, așa aici ai? Iară, ni. Da, tare frumoasă. Eu frumoasă. Am făcut-o. Și încă mai de mult ne spune una să nu punem cu mașina. Și tătătăt, am pus asta și asta cu mâna. Deci a scusut-o cu mâna, da, zice da, da. Că se taie. Dacă o băgai la mașină, da. La cusut, da, da, da. Se taie. Văd că și niște năfrâni frumos aveți pe aici. Tăteți de... Cusute. Cusute de mână, da, cusute, da. Cusute, sora mea, așa că o se faie de capul meu. Asta e de mult. Vai, frumoasă, da. E din păr? Da, e așa ca părul. Da, da, e ca și părul, da, vai, frumoasă, ui. Foarte asta iar e cămeșe. Nu, asta e cămeșe de bărbat. Și aia e mai de mult, dar trebuie să-i schimb gulerul. Asta e de când a fost tata mea mire. Serios? Da. Uitați. Era așa simplu, fără înflorătură? Păi la noi nu se purta. La noi nu se purta cu înflorătură. Deci nu se purta. Nu, vedeți? Aici da. E lucru. Tot e lucrat asta cu mâna.
lucrată și aici așa se încrețe. Nu cam tot fac pițule acolo. Pe tot locul, nu pe tot locul se poartă. Da, da, da. Trebuie să te uiți după ce obicei. Da, da, da. Așa e, mătușa Victorie. Tăi scumă cu dantela, mai astea mai aceea răpaule și cipcă și de tăie. Astea costumuri de ale mătușa de când a fost mire la Urel. Vezi? De când a fost sau crămare. Da, da, astea mai domnești. Da, da. Are și mai vechi acolo. E bine că le păstrați pe tatea. Uitați-o. Da, e superb, e superb. Asta e copilul lui fata aia care a murit, al lui sorsa lui Aurel. Și aici zi e în poză. Am înțeles. Nu. No. Sunt o grămadă de amintiri în căsuța asta. Acolo sunt ghesaje. Asta e altă ladă de dezastre. Vedeți? Asta e cenușeriu, cum puneam pe jirebghii. Opa, las că le ranjez eu cam vreme. Vedeți? Uite cum sunt făcute. Le vedeți? Da, 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 da. Le vedeți? Văd că tăi spus așa, în ordine, frumos. Vedeți cum mai sunt aici? Și aici tăi acolo sacii. Ăștia sacii, da, da, da. Și astea de când s-au măritat, dar cei? Domnul Dumnezeu a murit aproape de 80 de ani. Vedeți cum cu supător, de le pace, la că le strângă. Fățuiși de perin, așa da, e? Da, da, da. Feață și așa pe tort, pe șirul ăla gros de câine. Pe șirul ăla de gros de câine, pe după așa se făceau cămeș, atunci se făceau de tăche. Da, nu da, așa da. Numai. Aici tăche, tăche, cu tăietură. Vezi că materialul era scump și nu era așa accesibil, să zic așa, oriunde și erau nu găseam. Erau năcăjit oamenii înainte când aveai mai multe feche. Coseau pe jol și cu tăietură, numai să te gândești. Că nu-i ca și când coși pe șir. Da, 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 corect, corect. Vedeți? Vai frumos, e da. Și pe... E cu sud, pe... Dar astea ce-s? De sud și ceva de ai. Ce? Nimeni pomenit, e frumos. Atunci erau năcăjiți oamenii. Uite cum făceau. Urzit foior și bătu buci. Vedeți? Da, da, da. Urzit foior și bătu buci. Superbe, superbe. Și aici ni tăsacii. Saci. Saci, da, da, da. Sucituri și te-ți spus acolo, mă. E puiul la rând, iară, după da, aia. Da, nu le mai desfaceți pe tatie. Păi nu, știți la ce mă gândesc? Știți la ce mă gândesc, mătușa Victorie? Oare cum era căsuța asta atunci când era plină de oameni în ea? Ei, dar nu, până la trei copii. Dar au fost, cum a fost asta așa atmosfera? Asta a fost casă de aici, aici a fost bătrânit bătrânul. Că a rămas de mic, de măsa și de tatăsul. Da, da, da. A rămas de mici. Bătrânul de vreo 4 ani, te zice că mama cum a rămas de măsa mic. Am înțeles. Ceva în Aurel. Da, da, da. Da. Da, și văd că și lui țărul este atât așa vechi, îi nemecomenit. Niciodată nu pofeșit. Niciodată? Niciodată. Tare frumos, tare, tare frumos. De când a venit dumneai ei aici. Astea tăche, cu sutură pe saci. Da, da. Cum se spune, să vă dai Dumnezeu putere să puteți îngriji de ele, mătușa Victorie. Pisicuță și perini. Am un pat de ala de tras, știi cum se pune cu paie mai de mult? Da, dar da, nu da. L-am adus încă. La rotante. Da, ideea e că e și spațiu așa micuț și nu, nu erau căsele mari, de dimensiune mare. Și dumnealor, după ce au mai bătrânit, au făcut acolo cohița aia și până ziua. Erau așa, nu micuță, micuță și călduroasă, nu? Cu multă căldură în ele. Aici tata a fost lucrată la Ioanescu, mai de mult erai, te duceai. Și vezi asta, asta e foarte de mult. Da, e de catifea? Da, e mult asta. Da, da, și apoi da. O dat la mamica în framă. Da. Tăi sunt faine. Tăi sunt faine. Astea scusute pe pânză, cum trebuie. Vedeți? Da, ia. Da, da. Superbă, da, da, da. Cusute, frumos. Da, toate lucrurile astea, mătușa Victoria, ce reprezintă pentru dumneata ale? Păi, pentru mine reprezintă sufletul și inima mea. Sufletul și inima dumneavoastră. Da. Eu mi-o fost dragi de când aici aveai unei casă la băiatul ăsta de sus. Aici de la deal. O stat o bătrână, Gaciu Regina. Și eu am îngrijit. Dar m-a făcut o prostie că am străcat-o. Casa? Casa era casă veche. Acolo s-a filmat Aurel Ciciovan când a făcut aia cu Cătănia. Da, 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 no. Da, da, mi-aduc aminte. Acolo s-a filmat. Și eu am străcat. Am putut să-l las acolo, că locul a fost încolo până în lume. Da, cât era de frumos hai, aici. Da, 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 era o bijuterie atât de casă. Atât am gândit, fai zău, o casă de asta, aș da pe o casă de asta. Și apoi aici, piciorul copilului meu celălalt, o văcălit, o făcut aici, o pus-o la rând. Și apoi după ce a murit, adică înainte de a muri Uța, am făcut aici. Da, da, și cam de câți ani e pregătit așa?
cu toate lucrurile astea în ea. Dar ce, că am o Ioan am pus aici. Serios? Deci, Ioan, că până am o tomit. Am înțeles. Da. Înseamnă că noi am făcut inaugurarea, nu, Mătușa da. Victoria? Mai să băga, că ce fetele astea cu... Așa cu de filmau, așa ni. Uh-huh. Dar când a fost ala Sâmboanu, nu a fost gata. Da, da, da. Nu. Dar este așa, nu știu, un lucru din toate lucrurile astea multe, câte sunt în casă, care vi cel mai drag pe suflet. Păi cel mai drag să aminte de ceva. Ni-l drag alea ni cu tăietură, că alea s-o purta la noi. Alea cu tăietură. Alea cu tăietură. Uh-huh. Ăștia cu sut, că arată, măi, când pui un lepedeu cu cipcă și pui un lepedeu de ăsta la... Ți arată ca ți-a împodobită. Amu, dormezuri și gata, nu mai punem nica. Da, da, da. Tăgeți gole. Corect. No. Că, știți, avem mama o vorbă, ca și farmacia. Da. Aia e acum. Asta e lampă, cum am avut noi acasă. Asta s-a purtat după aia. Aia a fost prima lampă. Uh-huh. Și până la Crăciun făceam și cu hârtie creponată. Cu hârtie creponată? Să vă împodobăm, n-avem rândul să... Uh-huh. Da, 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 ce frumos. Dar eram acasă o grămadă de copii, fătau aia o aduce în casă, înapoi făta zâțelul și am upat fata afară și nu li nimica. Oh, Doamne, Doamne. Fata afară și nu li nimica. Da, da. Aia da. Păpușa aia am căpătat-o când am fost de 70 de ani. Păpușa asta? Mi-a dus copiii. Băi, mie nu mi-a aduce nimic, eu n-am treabă cu nimica. Da, da, da. Dar aduceți-mă asta. Și ați îmbrăgat-o frumos așa, da. În haine. Da, ia, cizme, asta ni cu tăietură. Cu tăietură, da, da, da. Uitați. Este o bândură, nu? Sau cum ștergură, îi ștergură, așa, așa, așa. Ștergură. Da. Și aici cum tot am făcut la cipcă. Uh-huh. Uitați. Și asta e cipcă făcută de dumneatale? Uitați. Ai, e mine. Dar ce frumoasă îi. Aveți mână scumpă, Mătușă Victoria? Uitați, a făcut, că zice astea, tu ești bolundă, e... Lasă, băi, că mai dăm și la alții. Uh-huh. Nu. E mai pomenit. Uite. Dar pe multă chef. Răbdare aveți ca să stați să asta m-am avut și de acasă, cum a făcut și mamica. Uh-huh. No, păi, dar eu le-am păstrat că gândești că-s de-amu. Da. Mm. Și astea sunt de le ținut, nu le dați. Aici aveți tot de... Uh-huh. Asta e pentru vernică, nu? Da. Poți face și pole. Și pole, da, pe margine. Da. Uh-huh. Da, 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 că e lată. Păi uite. Palmă bună, nu la de palmă. O pui la pole și o pui la doamna când o duci acolo cu catrință. Exact, exact. Da. Da, și acum mai lucrați? Mai faceți dantelă? Acolo, mi-e acasă. Serios? Da. Și folosiți ochelari sau? Da, câteodată, că la câteodată. Albun. Stați la bine albun. Cu vederea așa. Ia uite, îi duci la doamna să-i faci pole. Se duc la doamna? Da. Mulțumesc tare mult. Da. Tare, tare mult. Deci stați bine așa cu vederea, nu? Da. N-aveți bani. Și la biserică citesc apostol de câte ori și fără. Numai câteodată iau ochelari, că gândesc oare să nu... Nu uită bizbizuri, cum se făcea mai de mult. Da, 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 la ferești. Așa se făcea. No, cum nu era neacoș în casă? Cât de frumoasă erau. Da, da. Da. Mm-hmm. Coroanele. Fratele lui Aurel. Astea sunt coroanele de la biserică. Da, de la biserică. Așa? Că astea s-au cununat mama și tata. De cununie. De mult. Extraordinar. Da. Și apoi au luat ăsta piciorul mai mic care e de acini, au luat altele și zmează, domnule părinte, dă-mi-le încoace. Mm-hmm. Mm. Și le țineți aici asta la loc de cinste. Asta e cam grosă. Nu vă năcăjeți, Doamne ferește, stați liniștită, Mătușă Victoria, ajunge, ajunge. Asta e zadea lui mama de când o vom mireasă. Numai sora mea, eu tăiat o țără colță să fie o țără rotundă, dar zadea de când o fom mireasă. Și asta, atingheu, este al lui Ilodat, când s-o mărita mama mea, Ilodat Bocoșoia. Mm-hmm. Eu până nașe, Bocoșoia. Da, 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 tare Ied, frumoasă, da. Și eu le-am ținut cu sfințenie. Și uite și aici costumul ăsta, da. Uitați. Este așa un costumaș de o fată. Uitați. Da, da, super. Da, am acolo și făcute, că sunt rochii dintre astea neagre și din stofă bună, cum o fă mai de mult. Uh-huh. Și le strâng și un lat înainte, un lat înapoi și numai le pui cipcă. Da, 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 am înțeles. Uitați cum e lucrat asta. Vedeți? Da. Oare de unde știau femeile de la țară atâta artă? Toată lumea atâta lucra de astea. Toată lumea? Da. Și cum se numește modelul sau asta legătura? Ăsta noduri. Așa noduri. Se face noduri de... Se face noduri aici, nici, merei pac, da, pășire, da, da. Păi nu oricine știe face. Corect, corect. Sora, am avut o soră, știut, sora mea, Cuța, uh-huh. Bobul din Beric, o știu face orice în lumea asta. Da, 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 am înțeles. Și o soră la hăjdache, Viuța și cu Crișca.
Uh-huh. Uite, suntem așa la jumătatea materialului, mătușă Victoria, atâta de repede trece vremea, ori ne așezăm, uite, acolo, așa, dacă te le-am promis la oameni să le cântăm o prișeaznă. Încă mai avem de merit. Mai avem și pe urmă să ne continuăm mărsul, nu? Iisus al meu, prieten bun, din anii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. În zori de zi când mă trezesc, merima pleț-o cruce, când toată lumea asta n-am un scut mai bun și când toată lumea asta n-am un scut mai dulce și dulce. În calea vieții când pornesc, Iisuse, ești cu și e drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Și fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Dragii mei, am ieșit un picuț cu mătușa Victorie pe aici, pe afară, pentru că, iată, nu numai acolo în casă aveți o ladă de zestre mare, dar aveți și o șură bătrânească cu multe, multe scule care încă se foloseau cândva în agricultură. Da. Și vreți să ni le arătați. Am spus așa bine la rând, dar uh-huh. Mă pregătesc. Intrăm să vedem. Treci dumneata acolo. Să intru eu? Hai că mă duc eu, mă îndemn, dacă ziceți dumneavoastră. Da, uitați, asta e râșniță cum era înainte. Asta e râșnița, da. Cu era înainte, uh-huh. Acolo i-a scuțit, acolo s-a scuțit. Și aici se băga mălaiul, așa-i? Da, se băga grăunțele. Uh-huh. Și acolo se învârte rota. E râșnița pe care dumneavoastră ați folosit-o? Nu, mi-a dus-o cineva, că noastră s-a stricat. Deci v-a dus-o cineva. Da, am înțeles. Inginerile meu. Uh-huh. O bucă la Sânt Ioan, acolo e vârtelniță. Asta e vârtelnița, da, corect. Acolo e juc, dar încă aici mai aveți o mașină aici. Aia e mașină de-a lui Todor Cristina, de aici la noi, cea mai bătrână mașină din urmă. A lui Todor Cristina? Todor Cristina. Aha. Văd că uite aici ai și scula cu care se făceau jinul, da, se sfârmau strugurile. Brâclile de la războiul de țăsut, corect. Și spata, răștitorul, corect. Din acolo și văd că e și plugul. Și rotițele, uh-huh. Aici le două, cum încă nu-i pusă moara pe aia, acolo nu-i moara aia de mână. Da. Acolo-i spată. Ah, și în lada asta se țineau bucatele, așa-i? Bucatele. Fărina de mălai, tărâțele și era. Și pe o buiu cât desfăcai, e mașina de aia care o prinde. Am înțeles. Acolo, da. Sunt multe, ca în război, mi-e acolo la...
E la cumnată mea, războiul. Da, da, da. Cred că ar mai și nevoie de spațiu, așa e, mătușa Victoria? Da, bine. Iar trebuie ca un cămin să le bag cât ele am eu. Un cămin cultural, așa e. Aveți acolo cuptor? Da. Serios? Da, Aurel Ciciovan. Am înțeles. Atunci l-a făcut măsa. Am înțeles. Părinții lui au făcut aici și aici făcea colaci, aici au făcut pchit acolo, umblau chemătorii. Da, da, da. Că era sâmbătă seara, nu cam unii te iai și te stai 20 de ai. 10 ai și apoi te măriți. Am să nu știmba lumea. Păi da, mereu, sâmbăta, mine și te cere, omul ăsta mi-a fost staroste, nu staroste, așa mai de mult. Mă, dacă știa cineva de o fată, nu știu ce, și-a venit cu bărbatul meu să mă ceară. Așa. Dumnealui Ciciovan Aurel. Aha. O să mă ceară și cu socrul meu, cu socrul meu, Roman Ana, Roman Ion. O venit de m-o cerut. O venit așa că atunci să vedea, mă, cum e fata aia lui Hodi. Da, da. Și am fost la greblat acolo, la Gosta. Și-a zis, măi, dar faină e fata aia lui Hodi. Harnică. Nu. Dacă au zis așa, hai mă să mergem să o furăm, o zis socrul meu. No. Și deja au făcut, o vin să facă tocmeala. Da. Și-o făcut să o tocmeală, dar de ori eu n-aveam 17 ani. Ei au băut, s-au tot înțeles acolo, eu m-a dormit acolo pe colțul canapeiului. Da, nu știe chiar voiam când mi-a zis ca să vă, când mi-a zis că v-ați căsătorit înainte de 17 ani, voiam să vă întreb, mătușa Victorie, că a fost la 17 ani dragoste. Cum să nu? A fost? Păi acum, dacă un ficior avea casă, umblai după el încă. Am înțeles. Avea, era cât era. Da, da, da. Oarecum ați lăcomit, că a fost mai înstărit, așa? Păi nu, că nu a fost așa, că și eu a fost 10 frați. Deși a fost casă mare. Și eu a fost 10 frați și el a fost ținut de suflet, aici. Da, da, da. Ținut Virgiu Gheorghe. Am înțeles. Dar cum l-a chemat pe bărbatul dumitale? Vasilica îl cheamă. Vasilica, vă trăiește? Păi, da, cum să nu? Am înțeles. Nu crede dimineața bună. Serios? Seara. A fost om harnic, nu mulți au fost însă ca el. Am înțeles. Și am un pe unde îi? E acasă. E acasă? Am înțeles. M-am zis, eu după ce să fiu acolo, că nu merg în casă și el da, stă acolo la poartă. Am înțeles, da. Am înțeles. Și tot așa povestitorii ca și dumneatale? Și el povestește, cum să nu? O lucra la zidărie. Da, 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 a fost zidar. O clădică, s-o băcălit, grese, tot. El a făcut și la ficior și noi am făcut la ficior, nu și-o făcut el. Da, da, da. Noi am făcut tot, că am ținut o bătrână aici. Am înțeles. Ai avea 6 copii, nu a fost cine să grijească, fă duși tot, de aceea și s-a dus acolo. Nu. Și apoi noi am ținut și după aia ne-au lăsat grădina nouă și jumătate eu am plătit la copii. Am înțeles, am înțeles. No, haideți să intrăm să vedem o țără și cuptorul. Dar nu i-ați mai dat drumul, așa e, la cuptor? Nu i-am mai dat drumul, am zis că dacă că ăștia de la Cluj, că vine să... Oi, 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 oi. Vine pe vară să filmeze aici, așa, păi atunci facem. Ia lopată, cum era mai de mult. Da, 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 da. Lopată, cu ciorbă, tătă și... Dar așa, cred că coșe, nu? Funcționează dacă îi dați drumul. Nu funcționează. Da, da, da. Acolo cu cărămiz, acolo bași lemne, se face jar. Da, știți când ar fi fain să facem o filmare, Colea, în săptămâna mare, niște cola să facem aici și niște pită. Păi da. Cât de frumos ar ieși, nu? Am o cumnată aia, atâta sâmbătă face. Serios? Atâta sâmbătă, atâta sâmbătă. Am înțeles. Iesă și bună pita și cola cu tate, ies nemaipomenite. Și-am făcut în ler, dar nu-i ca și când faci în tasă. Nu-i ca și în cuptor, corect, corect. Aici ai cuptor, este ăla. Cum stăie, aici stăie bătrânul. Ai, da, 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 am înțeles. Când făceau la Alasanin, aici ai podul. E podul, da, 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 da. Așa un picuț de bucătărie de vară, nu? De bucătărie adus aici. Da, da, da. Mai... Și aici văd că mai aveți o cameră. Tot așa făcută, țărănește. Auzi, dumneata, aici a fost liptită cu lut. A fost cu lut liptită. Aici a fost liptită cu lut. Încă o dată. A, așa, așa. Văd că numai colebec. Aici a fost liptită cu lut. Tătă o lipti mătușa. Zuzuc aici, zuzuc atât. Asta e fata care a murit. Da, 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 am înțeles. Da. Am înțeles. Dumnezeu o lipti cu lut și după aia, după ce a murit, apoi fata asta, o zis, haide să o băcălim. Și apoi copilul meu și cu bărbatul meu a venit și o băcălim și o pus-o la rând. Da, da, da. Păi da, țoluri. Așa era, ne? De pe da. Eu, din fuior. Exact. Țor cu din trei lați. Da, da, asta e cu lână scosă la vâltoare, nu? Eu o duceai la vâltoare. Dar erau aici vâltori? Nu, că acolo ducem la Mocod. La Mocod? Până acolo către Bistrița. Acolo, de câte ori meream acolo la... Am înțeles. Mereau oameni de aici și apoi trimitea și numai să-mi trimitea înapoi. Și asta e altfel. Da, și aici văd că... Îi pedeau o cuițucă. Cuițucă, da, 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 corect. Și aici în spate văd că jocul de iarnă, aici e un buibeleu. Buibeleu?
Da. Aha, tare vedeți? Frumos. Cum a fost mai de mult. Da, da, da. Din pânura. Să cam ține, nu. Ăsta e tort. E când l-am găsit acolo în sac, de mult, de când la mama mea în acasă. Din cânep, așa-i? Da, da. Aha. Asta e fuior. Da, da. Dar uite că am o mătușă Victorie să zice că cânepa e drog. Da, e drog, că păi atâta cânepa avem... Nu vă amețit la cap când, da, când lucrați cu ea. Era rană pe aici, buzele. Serio? De la tos, așa? Ciorici. Aici. Uh-huh. Și aici ciorici. Da, da, da. Pe aici, pe ulița asta, aici erau 3 copii, acolo erau 5 copii, tăcâte 7-8 copii era pe ulița asta. Trebuiau îmbrăcați ăștia. Era pe mine mărți, toată lumea ziceai, dumneavoastră că dimineața toată lumea la biserică, nu-mi contă, și tata ne spunea acasă. Uh-huh. Măi, când viniți, când nu viniți. Dar mâine dimineața toată lumea la biserică, sau dacă era de casă, la casă, nu contează că ai stat. Da, da, da. Da. Dar chiar mă gândeam, cum a fost într-o casă atâta de mare să creșteți cu greu. 14 membri, greu. Cu părinții 16, nu? Greu, și aveam cuptori acolo, făceam mamica câte 12 mălaie. Și câteva mălaie și mai băie, câte o țigă slănină. Tata mi-a voharnic. Da, da, și-a ușit să o cumneștim. Păi eu m-am măritat, el l-a dus la, în armată, la o săptămână sau la cât, și nu vine 11 luni. Și-am făcut cărămidă după ial, la 17 ani, n-am avut. Cu Moholia Ion și cu Moholia Virgin, acolo am făcut, clădește cuptori, atunci, pe când a venit soțul din armată, bărbatul din armată, focat acasă. Ai de mine. Mi-a dat tata, vai, mi-a frate. Și viața ați avut, mă dușa, da. Victorie, grea viața. La colectiv aducem, ai... Știți la ce mă gândesc? Și, că oare spatele ăsta dumnitale, cât i-o cărat? Oi, oi, oi. Ducem saci, nici nu ajungea picioar și amu, m-am închidecat la... Ce știu unde, m-am închidecat și am picat și aici m-am lovit la școli și trebuie să mă operez. Da, n-am da, da. N-am fost beteagă, n-am fost niciodată. N-ați fost beteagă no. niciodată? Când am făcut copii la 19 ani. Uh-huh. La 19 ani am avut copii, doi gemeni. Doi gemeni. Doi gemeni, o fată și un picior. Da, da, da. Mărcica și Ioan. Și pe urmă și după aia l-am avut pe Gheorghe. Am mai avut unul între ăștia, dar a murit. Am înțeles. Deci trei copii aveți. Trei copii. Să vă trăiască și să vă aducă bucurie. Am copii buni. Am înțeles. Știu că mai aveți o dorință, ca să dăm o fugă și până acasă la dumneavoastră aici peste uliță. Și acolo plăcintele ce fac? Ne-ați pregătit plăcinte? Păi cum să nu? Ai, deci azi ne omeniți, mătușă Victorie. Plăcinte, carne friptă, cum? Da, tare mă tem că vremea asta nu ne ajunge, mătușă Victorie, să le cuprindem pe tate. Iisus cu ucenicii din templu ieșa, pe muntele măslinilor ședea, cu vorbe frumoase și glasuri miloase, pe toți iubiții să-i învăța. Veni vor războaie și vești de războaie, popor contra popor se va scula. Vor fi bol și moarte și foame de lume, iar sângele din proase va vărța. Vor fi bol și moarte și foame de lume, iar sângele din proase va vărța. Soarele și luna se vor întuneca, iar stelele din ceruri vor cădea. Iar cerul și pământul se vor cutremura, iar oamenii toți moartea-și vor căta. Iar cerul și pământul se vor cutremura, iar oamenii toți moartea-și vor căta. Atunci a cădea întuneric pe pământ, înfricoșate vremuri vor veni. Dar de veți fi atunci pe câmpuri sau acasă, întoarcerea să nu vă fie în gând. Dar de veți fi atunci
pe câmpuri sau acasă, întoarcerea să nu vă fie în gând. Noi să vedem dacă l-am găsit pe Badea Vasile acasă, nu? Hai, că aici, acasă. Și... O, Doamne ajută, Badea Vasile, să da, trăiți. Da, bine ați venit, la noi. Îmi pare bine. Că m-ați găsit acasă, bătrân. Da, chiar, uite, chiar povesteam mai devreme cu mătușa Victorie, care tot așa povestitor sunteți și dumneavoastră. Păi nu mi-a plăcut să tac mult. Da, am mai dat drumul și eu la povesti. Da, da, da. Câți ani aveți dumneavoastră? 78. 78? Da. Deci cu vreo 5 ani mai în vârstă decât mătușa Victoria. Nu-i mare diferența. E mai bine la obraz ca mine. Da. Hai dați uite așa la oaltă să vă vadă oamenii cât sunteți de faini la oaltă. M-am grăbit să vă iau să nu mai ai altul. Serios? Da. Da, mi-au zis că de la 17, nu a avut 17 aici, ați luat-o. Da. Nu, 17. Ani de căsătorie câți aveți, iertați? 54. 54. Oi, cred că ați primit diploma, așa, de 50 de ani de căsătorie. Sau nu v-au dat-o de la primărie? Aici nu mi-a anunțat nimeni, da? Am mulțumit la Dumnezeu de sănătate. Am ținut toți de sărbătoare. Serios? Ce acasă, cu copii, cu mai neamuri. Să știți că îmi pare rău că n-am știut-o pe mătușa Victorie, o țiră măiute, să viu și eu la petreșere. Nu mai face, că trebuie să facem și la 60. Da. Nu? Exact. Dar vedeți dumneavoastră, mătușa Victorie, primul drum e mai greu, nu? Da. E venit în coșe. Eu da, Dumnezeu, un om tare bun și de omenie. Da. Eu mă la lucru la hotar cu șantierul și eu mă hotar. Eu pe șantier toată viața. Pe șantier. Pe șantier începând de la satul mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău, Cluj, Tarnița, Robinari, unde a fost de lucru. Mi-a zis mătușa Victorie că o grămadă de căs ați făcut. Am și făcut, și căs. Vă vin norocul ăsta mare când la 54 ne-am lăsat în pensie. Și ne-am scos autorizație și apoi am dat drumul la lucru. Am înțeles. Băiatul ăsta mai mic lucră ca și el. Da. Și amu cu ce vă mai ocupați? Da, pe amu pe lângă casă. Porci, cu animalele astea, cu porci numai. Dar să mânăm malaj, avem malaj și mai... Până la urmă mai duci la lucru așa că ce un pic. Da. Și animale numai porci aveți? Numai porci. Și găinile, da. Cred că e grea povara asta bătrânețe și nu cred că mă ia ta putere de pamă așa. Nu e greu. Ținem dacă ar și cine să stea la ele vara măcar. Dar n-are cine să ne-a dat Dumnezeu copii buni. Îți spun... În gardul acolo le țin și trebuie să umbli pe hotar după ele, apoi nu i-am. Corect, dar în tinerețe ați avut animale? Da, uite. Nu a fost niciodată să nu avem animale, s-a ținut chiar și mai multe. 4-5 de râburi avem. Și da. Am avut cal și ghibol și vaci, și măgare am avut. Da. Și măgare am avut. Și măgare. Copilul ăsta mic și mere până la colectiv, îi aduce buruiene. Și așa animale până sat mai sunt? Mai au mai oamenii sunt, mai țin? Păi sunt care are și pe 100, dar... Sunt care are. Cine asupra noastră are unul, Bob... Și el, copilul. Deci mai sunt oameni care țin animale. Cu Mariu și cu... Țin ei aici, au o șepte de râburi de jite. Mai sunt, care 3, 4, 2, mai sunt, da? Da. Noi așa avem. Nu mai sunt, cu o vacă, 2-3 de ăștia, puțin de sunt. Ăștia cu multe țin, care țin. Care lui să țină, să țină, corect. Au peste 20 de ani. Da. De animale, adică vreau să zic. Văd că aici mătușa Victorie tot așa, țărănește țineți, ca la țară. La noi, tot așa bere. Tot așa mereu, așa e? De la talpa țăranului, exact. Rădăcina n-am uitat-o niciodată, încă mi-am făcut o horică cu satul meu, cu ies, dar pe când viniți atunci, că am ușit doliu. Da. Am avut-o în frate și a murit ficiorul. Lasă că mai vinim la primăvară, vedem după cum înverzește, nu? Oricum, n-am apucat noi multe să povestim, că într-un șaz n-ai cum să cuprinzi. Eu am o istorie de povestit. Da, și data viitoare vinim și facem așa istoric cu dumneavoastră, să vedem un pic de unde ați plecat și unde ați ajuns, că povesteam cu mătușa Victorie Badea Vasile că multe o cărat spatele dumneaei. Eu cărat, dar că și noi nu poți ne ajuta nimeni, că eu sunt într-o familie cu 10 copii și iată cu 10, frate, vă și ei ca și mine. Da. Toți familii cu greutate. Mi-a ajutat și socrul.
Roma Ion și Romana Ana și tata Rus Ion și Rud Maria. Da, da, da. I-a ajutat și frate ne-a ei bine că le-ați petrecut. La casă și băiețe ani mai vineau și ei și ne ajutau. Corect. Și el o lucra la oameni în sadie, cred că îl cunoaște de toată lumea. Am înțeles. La toată lumea a fost ajutori. Vineam din șantier și mereu în sală oameni, mai lucram, mai făceam bani. Da, da, da. Păi vezi că trebuia. Ne-am făcut ce trebuie. Am grijit de bani. Am avut trei copii, am făcut cele trebuie să mutate în casele lor. Apropo de îngrijitul banilor, am o țărucă, m-ați provocat, mătușă Victorie, cred că o să ne întindem o țărucă mai mult peste timpul limită de aici de la televiziune. Ați avut momente, iată, aveți și peste 50 de ani de căsătorie, ați avut momente de sfadă, de apucături de lăsat unul cu altul. O să ne divorțăm? Da, da, da. Da, eu nu l-aș lăsat, eu nici la fată nu meream la el, el mai merea, dar eu nu mă duceam lângă el. Da, și v-o ținut unul lângă altul atâta vreme? Nu, foarte mult, că a fost harnic, eu am fost strângători, el strângători, nu știu ce aia. Și tata meu, când m-a măritat, o zis, până la poartă vii plângând, ia coare te bași râzând, că am 5 fete, 5 ficiori, eu nu te mări și dezmărit. Ce vorbă faină, da, da, da. Da. Și am oare de ce credeți că, iată, relațiile în ziua de azi, mătușa Victoria? Păi cum, dacă stau 4-5 ani la o lată și după aia nu se mai plac? Eu nu-l lași lăsată pentru cât e lume. Deci am un să înțeleg că stau pe mult la o altă, să satură, cum se zice, păi, nu? Da. Mereai sâmbăta, la starea civilă, vineai acolo, era și Rașdău sara. Da, da, da. Duminică dimineața... La colonie, la biserică și nunta, duminica să facea. Și am făcut în casă, la Socră-mi, acolo, la Roma Ion. Acolo am făcut în casă, la cămin și pe acolo. Și pe la restaurant. Și ceva bănișori, ai făcut o ușă, o fereastră, o de asta, nu a fost așa. Am început cu greu, dar până la urmă n-am fost copii săraci, am avut mai că tot am câștigat bine și pe șantier, am lucrat și până șantier, am ținut porți, crofe cu purcei. Copii, am o harnici, am o harnici. Nu am zis bine, de rândul banilor nu am dus rău de la o vreme când am apucat o țiră și... Da, da, da. Am știți să-mi aduc aminte de alea Viorică Pupurțac, Dumnezeu să o hodinească, face o să be două mânuri a mele, două mânuri a lui și iată ce ne-am făcut. Da. Ne-am descurcat în viață și n-am fost sărași. Să știți că tare mă bucur că v-am cunoscut. Bade Vasile, să știți că promit că vin la vară la o zi de casă la dumneatale și ne întindem mai multă vreme în povești. O nepoată asta lui ăsta, lui băiatul mai mare. Atât o cânta de fain și are trofeuri și acolo, apoi nu știu ce, nu vrea să mai cânte. Ăsta duce fain cu cetera. Da, da, da. Și ca șendorel din Ierla. Păi iată, mătușă Victoria, am dumneatale aș putea spune că sunteți un tezaur uman viu. Nu aveți dumneavoastră diplomă de tezaur, dar sunteți un tezaur uman viu. Eu și la biserică, poate încetul, iată, o motivați. Copiii trebuie să vină, fără Dumnezeu nu se poate. Da, corect, corect. Nu se poate. Așa e. Mereu copiii la biserică, nu cam un, stau și se joacă până... Și știi, o regulă în casă. Așa e. Ne oprim aici cu întâlnirea noastră. Noi mai rămânem, că știu că ați pregătit și masă, ne așezăm și la masă. Bade Vasile, multă sănătate. Trebuie să prăbăli și la un pic. Aoleo, ne-ați pregătit și-o. Asta după ce se iese din post. Nu? Nu mai avem în post. Exact. Mătușa Victorie, vă strâng în brață. Mare mulțumire că astăzi m-ați primit. Să vă ajute Dumnezeu și vă mai aștept. Așa facem și promit, uite, mă învârt și uite așa către dumneatale, mătușă Victorie, să-i salutăm pe oamenii care i-au avut răbdare timp de un șas, ne urmărească și pe internet și la televizor. Și le mulțumesc din tăima, să asculte. Și îmi doresc tare mult ca Dumnezeu să vă daie sănătate. Să merem înainte. Așa. Fără Dumnezeu nu se poate. Multă sănătate și putere noastră care iată, să puteți ține în continuare lada de zestre pe care o îngrijiți cu atâta dragă acolo. Și cine de la vrea Vale să vie să filmeze aici, să vie cu tot dragul. Așa, și în continuare, dragii noștri, vă lăsăm, iată, alături de mătușa Victorie, copleșeaznă, faină, mai ales că suntem deja în postul mare. Multă voie bună de aici, de la Orman. Și să ne vedem cu bine, mătușa Victoria. Doamne, singur dor mai am și eu, acela de-a sluji mereu, lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ, lui Dumnezeu.
cât voi trăi pe acest pământ. Acesta-i singurul meu dor și cred că pentru un muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ. Nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ. Iar când din lume voi pleca, o, Doamne, eu te-aș mai ruga să mă împrăniți, să-ți cânti acolo-n ceriul tău preasfânt. Să mă împrăniți, să-ți cânti acolo-n ceriul tău preasfânt. Ajută-mă, o, Doamne Sfinte, ca și de astăzi înainte, să te slăbesc mereu să-ți cânt, cât voi trăi pe acest pământ. Să te slăbesc mereu să-ți cânt, cât voi trăi pe acest pământ.